Primăria, Consiliul Local al Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean au organizat în Parcul Municipal Cetate un concert extraordinar pentru toate gusturile și pentru toate generațiile. Acesta a fost oferit de Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu, care a prezentat arii celebre din filme, spectacolul fiind o reușită. Într-adevăr, o seară ca în filme aici la Deva și ne bucură tare mult că publicul a venit într-un număr atât de mare în această seară pentru a fi alături la încă un concert susținut de Filarmonica de Stat din Sibiu cu muzica de film, cu cele mai frumoase piese de pe fundalurile sonore ale filmelor care au făcut senzație în ultimii zeci de ani, filme care deveni s-au îndrăgostit, pe care le-au urmărit cu sufletul la gură, așadar a fost o seară magică aici la Deva. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest concert și mă refer aici la Primăria Municipiului Deva, la Consiliul Local Deva și tuturor celor din cadrul Centrului Cultural Drăgan Muntean, colegilor care au pus cu toții umărul de la umăr pentru ca acest eveniment să fie o reușită. Mulțumesc tuturor! Componenții filarmonicii din Sibiu au prezentat, printre altele, coloana sonoră din filme precum Dallas, Nashul sau Game of Thrones și au venit la Deva nu doar ca artiști, ci și ca prieteni ai urbei de la poalele cetății. Ne bucurăm că suntem așa de buni prieteni cu Deva, un oraș pe care îl admir foarte, foarte mult, un oraș așa de luminos și pozitiv, aici lângă cetate. Într-adevăr, s-a creat o prietenie muzicală între Deva și Sibiu. Filarmonica din Sibiu se bucură și să vină tot timpul aici și îi face mare, mare plăcere. Și uite-ne iarăși în mijlocul anului chiar, cu un nou concert inedit de data asta. Ce oferiți publicului meloman? Păi, publicul meloman acum va fi surprins puțin, pentru că noi suntem la finalul unui ciclu de 3 concerte consecutive, Sibiu, Agnita și acum Deva, cu muzici din filme celebre. Spre deosebire de alte concerte de tipul ăsta, noi aducem și muzică din seriale TV, seriale celebre precum Game of Thrones sau un serial celebru pe care nici nu mai știm dacă să-i spunem că e vechi sau nou, tânăr și neliniștit, parcă nu se mai termină. Dar ne adresăm și copiilor cu The Beauty and the Beast sau How to Train Your Dragon, celor care sunt pasionați de SF cu Avatar, dar ne adresăm și bunicilor, pentru că vom cânta din Dallas, din Nashul, din Casablanca. Așadar, un program gândit pentru toți cinefilii de toate vârstele. Între Centrul Cultural Drăgan Muntean și administrația din Deva, pe de o parte, și Filarmonica de Stat din Sibiu, există o mai veche și fructuoasă colaborare. Astfel, muzicienii sibieni vor reveni la Deva luna viitoare cu un nou concert, cu o temă încă nedezvăluită, dar care cu siguranță va atrage un public numeros, ca și la recenta lor reprezentație din Parcul Cetății. Trecut mai bine de un an de când Centrul Cultural Drăgan Muntean are o colaborare foarte bună cu Filarmonica de Stat din Sibiu. Este al doilea an când Consiliul Local și Primăria Deva finanțează această colaborare și publicul devian are ocazia în fiecare lună, cel puțin o dată, să participe la un eveniment al Filarmonicii din Sibiu. Trebuie să apreciem că numărul mare de spectatori care participă la aceste evenimente. Ne bucurăm că, iată, nu trebuie să mergem la Sibiu sau la Timișoara sau la Cluj. Filarmonica din Sibiu vine la Deva și ne încântă zilele de vară, de iarnă. Spectacolul concert cu muzică de film poate fi urmărit pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva.